says we'll pick up. Yeah. Un gran cadou. La mine. Da, vreau să îmi așa. Aș vrea să-mi spui până urmă cum te numești, câți ani ai și unde ești la școală. Mă numesc Daria Mihaela Chiroda, am 10 ani și merg la școala în Americare. Ok. Ești clasa a 5-a? A 4-a. A 4-a. Aș vrea să-mi spui câteva cuvinte de ce vii tu la orele de matematică predate de domnul profesor. Vin aici pentru că vreau să învăț din ce în ce mai mult și vreau să ajung un om important în viață. Da, dar nu mergi la școală? Nu faci matematică la școală? Ba da, dar eu aici învăț ceva peste materia de la școală. În ce sens? Înveți mai bine? Înveți mai multe? Învăț mai multe. Că și la școală învăț foarte, foarte bine și înțeleg tot. Înțelegi tot? Este valabil și pentru ceilalți colegi tăi sau doar pentru tine? Pentru tot. Ok. De ce îți place ție de domnul profesor? Că am înțeles că aveți și activități extra spațiului pe care îl aveți aici de meditații. Pentru că încearcă să facă matematica un lucru care să așa să ne bucure și pe noi și o face într-un sens mai ușor, mai așa, pe înțelesul nostru. Crezi că înțelegi mai bine aici matematica decât o faci la școală? Eu cred că e la fel. Adică nu pot să reproșez nici pentru școală și nici aici. Eu înțeleg bine la ambele și nu mi se pare ceva... diferit, nu? Da. Sau adică înțeleg la ambele foarte, foarte bine și mi se pare ceva care să fie peste nivelul meu oriunde. Îți place mai mult stilul de predare a domnului profesor? De aici, faptul că știu, poate că nu ești la ore și nu ești stresată de asta? Da! Cu internet plăcea. Adică e mult mai ușor. Practic, aici poți să stai liniștit, că nu se întâmplă nimic. Un profesor nu te ceartă sau dacă greșești sau îți vine așa. Pur și simplu, încearcă să facă pe înțelesul nostru și e mult mai... Am văzut că îți place să te joci. L-ai pus de multe ori în dificultate pe domnul profesor? Da. Pentru că îmi place să văd așa, niște probleme mai grele și vreau să văd rezolvarea prin metoda domnului profesor. Urmărești și filmulețele de pe YouTube sau le urmăreai înainte să te joci? Nu. Mama le urmărea. Și într-o zi le-am văzut mama la biserică și sora mea s-a dus la el să întreb dacă vrea să facă meditații. Și atunci am sărit și eu că vreau și eu. Și chiar mi-a plăcut foarte mult. De câți ani ești la meditații? Un. De un an, da? Okay. Mulțumesc. Următorul.